ți-am spus că nimic nu-i mai presus decât un semn tu pentru mine. Mă cuprinde teama, teama că ai să pleci pe meleaguri gri și reci de lângă mine. Mama, încă nu ți-am spus că nimic nu-i mai presus decât un semn tu pentru mine. Mă cuprinde teama, teama, teama că ai să pleci pe meleaguri griji. Stai tu aici, mai bine și filmez, că tu te prind, o să pierzi. Aduci tu mașina? Nu aduc eu mașina, mă duci să-l iau pe sat. Nu aduci mașina cu totul, avem un colet mai mare în mașină. Doamna Genica! Doamna Genica! Suntem echipa surprize la domiciliu și avem o surpriză din partea fiicei Cosmina pentru dumneavoastră, pentru că astăzi este 8 martie, ziua mamei. Avem o surpriză și un mesaj din partea ei pentru dumneavoastră. Mulțumesc mult de tot! Sănătate! Vă mulțumesc mult de tot! Vă mulțumesc mult! Și baloanele? Draga mea, mami, să nu plângi, te rog! La mulți ani, mămico, știu că poate nu ți-arăt suficient, dar ești omul pe care eu îl prețuiesc cel mai mult pe pământ. Mama, copilăria mea a fost ca o poveste, datorită ție. Ai avut grijă de mine la fiecare pas, m-ai ținut de mână, ca după să-mi oferi libertatea și mi-ai dat încrederea de care aveam nevoie. Îți mulțumesc din inimă, mamă, din inima asta blândă pe care o am datorită ție. Mă înclin în fața ta, mamă. Sunt și voi rămâne atâtea zile cât îmi va oferi cerul, sprijinul și mai ales admiratorul tău numărul 1. Ești cea mai puternică femeie pe care am cunoscut-o vreodată și de când eram copil ai fost un exemplu pentru mine. De ce? Pentru bunătatea ta, pentru calmul tău, pentru inima ta de aur. Sunt omul de acum datorită ție, mamă. Așa cum îți spun mereu, nu pot descrie tot în cuvinte. Ce ești pentru mine? Te iubesc, mami, cu drag din partea fiicei tale, Cosmina. Mami, eu îți mulțumesc mult de tot și sănătate să-ți dea Dumnezeu. Sufletul meu nu am cuvinte să-ți mulțumesc. Firmă o să ajungă la ea. Mi-e dor de ea. Mi-e dor de ea. Mi s-a prinde sufletul de copilul meu. Haideți să mergem încolo la poartă, că avem un colet mai mare. Cum încărcăm limba ta? Vi-l aduc eu, stați...
și tata. Da, tata au văzut pe mami. Au văzut pe mami și tata. Și de la spune pe de mare de rucu. De zic mare. Da. Cătuliță, de cătuliță, că dacă ați fost bolnă... Daguri gri și reci de lângă mine. Cei mai sinceri ochi și o față prea blândă, palmele ridate, bătute de-atâta muncă. Nu ți-am spus o mamă, dar în inima ta știi. Ești cel mai bun exemplu când voi avea copii. Prea mulți oameni au bătut la ușa sufletului meu, dar numai mama a rămas atunci când mi-a fost mai greu. Am văzut bărbați, femei, ce se mănâncă între ei. Vocea ta îmi repeta, mamă, tu nu fii ca ei. Nu-i deloc ușor, mi-e frică de gândul că odată tu nu vei mai fi. Anii trec în zbor, o viață n-ajunge prea scurtă să-ți pot mulțumi. Și se întreabă ce-o mai fi cu mine, n-am sunat-o de câteva zile. Nu-ți fă griji, încă sunt bine, am să mă întorc acasă și ai să fii mândră de mine, mama. Mama, încă nu ți-am spus că nimic nu-i mai presus decât însemn tu pentru mine. Mă cuprinde teama, teama, teama că ai să pleci pe meleaguri gri și reci de lângă mine. Mama, ești un magic tablou, cuvânt cu eco, cel mai mare cadou le port în sufletul meu. Trec și săptămâni când uit să sun, grijile pe primul loc le pun. Dar ai o inimă atât de mare și mă înțelegi fără supărare. Dar când bat la ușa casei tale, îmi deschizi pe fața ta e soare. Îmi pui tot ce ai mai bun pe masă, copilul tău e din nou acasă. Nu-i deloc ușor, mi-e frică de gândul că odată tu nu vei mai fi. Nu vei mai fi. Anii trec în zbor, o viață n-ajunge prea scurtă să-ți pot mulțumi. Mama, încă nu ți-am spus că nimic nu-i mai presus decât însemn tu pentru mine. Mă cuprinde teama, teama, teama că ai să pleci pe meleaguri gri și reci de lângă mine. Și tâmpla cu ghiocei, că astăzi e ziua ei.